Postul nașterii Domnului, spre deosebire de postul mare care are un caracter profund ascetic, este unul al milosteniei și al întrajutorării. Creștinii fac mile și oferă daruri ca la finalul celor șase săptămâni să primească darul cel mare pe pruncul Hristos născut în Betleem. Aspectul filantropic al acestui post este subliniat și de membrii Sfântului Sinod în pastorala care se va citi duminică. Continuând o frumoasă tradiție începută în anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2022 în Patriarhia Română ca anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și anul comemorativ al Sfinților Isihaști Simeon, în noul teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț. Rugăciunea este lucrarea cea din tâi a Bisericii și a credincioșilor ei, Forma cea mai înaltă a rugăciunii în biserică este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Euharistică, prin care aducem în mulțumirea lui Dumnezeu pentru toate darurile create de El pentru noi oamenii și pentru dobândirea vieții veșnice în împărăția preasfintei treimi. Urmând îndemnul apostolic, rugați-vă neîncetat, din dorința practicării rugăciunii neîncetate, a apărut și s-a dezvoltat isihazmul începând cu secolul al IV-lea, ca efort sau nevoință duhovnicească de pacificare a gândurilor și a simțurilor pătimașe sau egoiste, potrivit făgăduinței, fericiți cei curați cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Faptele milosteniei creștine sunt roade ale rugăciunii pentru că rugăciunea este izvorul iubirii curate față de Dumnezeu, de cei dragi și de semeni. Rugăciunea este temelia vieții și creșterii spirituale a omului și izvorul care ne umple de prezența iubirii lui Dumnezeu cel atot milostiv. De aceea, cu multă dragoste, părintească, vă îndemnăm să rămâneți uniți prin continuă rugăciune cu Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, să prețuiți și să cultivați rugăciunea în comunitatea eclezială, precum și în familie și în viața personală. În contextul crizei prin care trece lumea contemporană, înmulțirea rugăciunii este o necesitate. Ne rugăm pentru pacea între popoare, pentru încetarea războiului și pentru întărirea spirituală a celor ce suferă din cauza acestuia. Totodată să-i ajutăm în continuare pe cei aflați în nevoie să devenim pentru ei mâinile iubirii milostive a lui Hristos, cel care îi ocrotește și le dăruiește putere, răbdare și nădejde tuturor oamenilor. Textul integral al pastoralei poate fi citit pe site-ul basilica.ro.